Ascultătorii noștri sub acoperire au mers la cele mai cunoscute rețele de magazine alimentare din capitală. Din fiecare market au fost procurate câte 2-3 torturi. Produsele de cofetărie pe care le-am cumpărat au fost selectate doar în baza unui singur criteriu: să fie produse în ziua procurării sau cel mult cu o zi mai devreme. Total, am cumpărat 16 torturi. Ulterior, produsele de patiserie, al căror preț variază între 80 și 200 de lei per bucată, au fost duse în laboratorul de testare a produselor agroalimentare din cadrul Centrului de Metrologie Aplicată și Certificare, însă nu înainte de a dezlipi de pe ambalaj apțibildurile care conțineau informații despre producător. Fiecărui din cele 16 torturi a fost atribuit un număr de identificare de la 1 la 16. Aceste 16 probe au fost codificate, noi nu cunoaștem producătorul, vor fi examinate la indice microbiologici, concret la număr total de microorganisme, bacterii coliforme, stafilococi coagulază pozitiv, inclusiv stafilococ aureus, bacterii din genul salmonella, drojdii și mucigaiuri. Niciuna din aceste probe nu corespunde conform standardului. În 8 probe depășește numărul total de colonii, acestea sunt microorganisme mezofile aerobi și facultativ anaerobi, care se dezvoltă la 30 de grade. În alte 8 probe au fost depistate bacterii coliforme, în alte 3 probe au fost depistate stafilococi coagulază pozitiv, în 13 probe depășește numărul de drojdii și în altele 2 probe depășește numărul de mucigai.